Pe scurt, m-am îndrăgostit. Din acel moment când mi-a scris Hloia, noi vorbim în fiecare zi, în fiecare oră, toată noaptea. Eu am înțeles că într-adevăr m-am îndrăgostit. Doar că aveam unele suspiciuni. De ce vorbește în română? De ce are doar un prieten și doar o poză? Și profilul este creat de o lună. Dar Hloia mi-a spus adevărul. Profilul a fost creat special pentru mine. Nu-mi pasă de nimic. Chiar dacă vin examenele, am de făcut tema pentru o casă la 100 de obiecte. Eu pur și simplu vreau să vorbesc cu Hloia. Dar că mi-era un pic frică când Hloia mă întreba unde trăiesc, ce scară, când ferestrele sunt deschise, iar după Hloia mi-a spus și motivul. Vrea să mă știe mai bine, dar asta înseamnă dragoste reciprocă. De mai multe ori i-am cerut numărul de telefon, dar nu mi-a dat. Așa că am folosit talentul meu de hacker. Am găsit numărul. Am cercat să-i sun. Alo, Hloia? Am greșit numărul, mă iertați. Mi-a scris Hloia că astăzi seara vine la mine. Ce să fac? Eu trebuie să-i cumpăr vreun cadou de mâncat. Fac, dar de unde bani? Am doar ceva bănuți. Bănuți ucrainești, dar oricum nu mi-ajunge să-i iau ceva. I-am sunat unui prieten care mi-a spus că știe un site unde se poate de câștigat niște bani. Te ascult. Băiatul, intră pe Binatex, acolo poți câștiga bani doar cu două butoane, în sus sau în jos. Este foarte ușor, doar îți trebuie telefonul. Gaiță, haide să încercăm. Cred că acest grafic o să cadă în jos și cu 100 de dolari mă vor dovedi dreptate. Haide să vedem, prieteni. Da, prețul fluctuează, dar nu crește, ceea ce poate însemna că piața reacționează la acest nou preț. Sper că o să cadă trendul. Trebuie să așteptăm, sperând că prețul o să cadă înainte de să se închide. Suntem în așteptare, cum s-ar spune. În cele din urmă, datorită acestei scăderi, scăderea trendului o să cresc cu 72 dolari. Cum vedem, graficul nostru se reține jos, ceea ce înseamnă că degrabă vom câștiga banii. Hei, prieteni, sunt noroc, 216 dolari sunt în contul nostru. Guys, Binatex este o modalitate excelentă de a face niște bani pentru hobby-ul vostru. Înregistrează-te folosind linkul de mai jos și încearcă cu un cont gratuit care are pe el 1000 de dolari. Acum am bani, i-am cumpărat un cadou și de mâncat, deja este ora 8, unde este Hloia? Dar poate este pur și simplu un prank? Nu cred. Dar poate deja nu mai mă iubește? Nu asta. Mi-a venit un mesaj. Mi-a spus că este la ușă. M-am uitat cine este. Fuck, cine sunt? Mi-a venit un mesaj să deschid ușa. Pe scurt, m-am îndrăgostit. Hai să scrieți în comentarii de câte ori am spus numele Hloia și în videoclipul viitor primii 10 vor apărea în video. Miau.